fac cu roata într-un hogaj de asta și am făcut și pană și am rupt și o planetară. Aventuri. Dar simți că trăiești, știi? Domnul Vasile, unde urcăm aici? La telescaun. La dealul negru. Ui, ui. Tare senzație, eu nu m-am mers așa cu jeepul pe senzație. Trebuie să veniți cu noi la off-road, că acolo senzații. Aici e, e cum se zice? Asta e cât la sută? 5%? 5, da, 5. Asta pentru noi e o rutină, deci zilnic. Traseul care îl fac zilnic de câteva ori. Livada asta cui, domnul Vasile? Asta? Al Bodea. Da? Facem un drum pe lângă, n-o să fie probleme. Eu mă duc pe ăla, drumul pe lângă. Eu zic și acum, să nu mă ascult că e Vasi, Vasi prietenul meu. Cum a merge țara asta, dacă toți oamenii care sunt buni în domeniu și merg și capătă experiență, s-ar întoarce și ar pune în practică aici? Da. Dar știi cum e treaba? Noi aici lucrăm, scuze expresia, cu pulimea. Pentru că ăia care pleacă dau de bani și nu mai vin veci. Și noi lucrăm cu oamenii care n-au câmpul vizual deschis, n-au experiența din afară să vină cu lucruri noi, să investească, să pună în practică aici. Nu, pentru că ei dau de bani și nu mai vin. Și ăia care rămân sunt oamenii care sunt mai înguși la minte, nu au reușit să plece. Vreau să zic că am avut un dentist foarte, foarte fain și a plecat în Franța. La el îmi făceam eu. Da, păi de ce a plecat? Că de prea bine nu pleacă nimeni. Una e să pleci să înveți și una e să pleci de tot. Aia e văcuța ta? Nu, uite-o de aici, de la noi, de la asta. E pereche cu pătață, așa-i? Da, dragă. Zi, dragă. Ia cu cai, cu cai sunt prietenit, cai nu-i fac nimic. Aici la noi, ai să vezi, am ciobănesc de astea centrală și pisicul mănâncă de la el. Și el nu se bagă până nu termină pisicul de mâncat. Totul e o armonie, o pace, o cai, cu câini, cu oi, cu mâți, cu... Cu tot, așa-i? Pun mâțul, motanul, îl urc călare pe frizian. Să vezi, frizianul abia așteaptă, nici măc nu zici. Acolo avem vârful ușorul din masivul Suhard. Și la poalele lui am copilărit eu, acolo aveam bunici, de acolo am început eu cu cai, cu nebunii, acolo se vărau cai pe timpul verii, mă urcam, deci... călare, trăgeam lângă gard, aveam 10 ani, mă trânteau, na, știi tu. Deci muntele ăla te-a atras înapoi acasă, așa-i? Păi, cum să spun, de aici el mă inspiră, așa, când am ofurile mele, mă uit și îmi dau seama de ce am venit și ce vreau să fac, mi-aduc aminte, știi că ai momentele alea când îți vine să... Dai tot, numai că nu poți să dai, ca ai pentru mine ca și cum ar fi copiii mei, na. Foarte frumos. Observ acolo că ai un mânzuț. Da, un mânzuț e din armăsar Gypsy, pe Elvis, dacă știi armăsarul ăla Gypsy cu ochii albaștri care l-am avut. Da, parcă mi-aduc aminte de el. Da, cu el am montat ea. Au fost acum alături la marginea, iar l-am văzut, numai că a avut ceva probleme și l-am dat și la cineva care a avut grijă de el. Aha. Ce să zic, mulțumim lui domn Vasile pentru sponsorizarea cu traseul. Domnul... Ulițele le aveți la deal. Aici văd, că aveți și turiști. Da. Vin turiști, vin la călării, vin la balmă și la... Dar na, oferim tot pachetul cu turism ecvestru, cu plimbări, cu trăsura. Oferim pentru turiști, pentru miri, ședinții foto, vin la noi, fac poze cu cai, cu câini, cu oiții, cu tot ce avem în jur. Pentru turiști ar mesii festivi, miel la ceaun, tot ce include în bucătăria asta tradițională, tot putem face aici. Mulți vin să relaxeze, că e aerul curat și peisajul, după cum pot să observi, că e din altă lume. Stâna e mai de la vale, colaborăm. Da. Ziceai că ai fost în...
fost în un ansamblu folcloric. Eu de la 6 ani când și dansez am și pe internet Moroșan Gabriel, am cred că 2 videoclipuri de când eram șoricel. După ce am mai invitat, pe YouTube le-ai? Da. O să le caut. N-am mai încercat în partea asta, m-am axat mai mult pe partea de cai. Nu pot să n-am în două, nu. Trebuie să undeva, trebuie să fii trup și suflet ca să-ți. Deci că ai călătorit în multe țări. Fiind toată Europa am vizitat-o cu dansurile. Și după am început pe partea asta de cai, na, să antrenăm, să mergem în stânga, în dreapta, să... Și nu te... Nu... Eu am un pic și adrenalina asta dusă la un nivel mai mare și de asta cred că am și excelat pe partea asta, că am avut curajul să mor cu fel de fel de cai, să călăresc, să m-a ajutat treaba asta, că n-am răbdare, n-am pac și îl simt imediat. Ai văzut filmarea, că am pus-o azi noapte, azi dimineață? N-am văzut nimic, dar noi numai treabă facem. Începe cu tine. Călare? Nu? Tu ai fost primul, nu? Da, numărul sau 1, da. Tu da, ai da, fost da, numărul 1 da, acum, nu? Da. Așa cum aș noi, adevărul da. Acum a lipsit din modestie când am fi noi numărul 1 cu frizia noastră și da, echipament da, și da, tot. Da. Da, noi am fost primii. Numai că noi am venit, am plecat la Roman, am avut o montă, am venit azi noapte, azi dimineață ne-am trezit, am venit să facem treburile, am avut dimontat o iapă aici în Dorna Candreni cu armă, s-a rutărcat și abia un pic acum ne-am făcut timp că știam că ne vizitezi tu. Dacă izolăm și acum, când terminăm, noi trebuie să mergem după alcal, să-l aducem cu remorca aici, la vărat. Nu prea ai vreme de stat, poți să fii sărbătoare. Cea central. Rasa agresivă, vedeți ce rasa agresivă. Da, el era cățelușul, el e cățelușul care l-ai adus la solc atunci, așa-i? El e cățelușul din târg. E foarte agresiv. Aveți grijă, stați mai în spate. Rupe din oameni. Rupi din oameni în pantaloni, el vrea atenție. Ce? N-ai ce prinde de mine. Da, e mămus el așa. I-am ieșit în gânduri. N-are el niciun gând. Gândul lui e să mănânci ceva, să mai doarmă un pic. Să mai doarmă. Să se relaxeze. Ie, ha. Ha. Die. E la zona sigurosa. Sai pe. Ie, Toni, ha. Gas. Cât timp are Toni? Haide. Ce vârstă are Toni? Cam 7 spre 8. 7 sau 8 ani, trebuie să ne uităm așa acolo. 10. Hai. 10 ani, hai. 10. Păi ce faci să vezi poneiul la orizont? 10, hai. 10. E niște cai foarte finuți. Uite, acolo e fiul lui. Fiul lui de 3 ani și mânzul pătat e de 2 ani din oia pătați de sus.
înainte să-i castrezi. Fii atent ce finuț, ce finuț sunt. Sunt ca niște lebede. Păi n-ai tata cu fiul, știi tu, numai așa, da. Îl atenționează, nu-i dă încă. N-au făcut gafe mai. Da, și el e foarte bun de evenimente dintre astea. Păi da, am pereche cu el, cu alt prieten. Ți-am zis că eu tot ce încerc să fac, vreau să duc la nivel de echipă. Deci să încerc cât mai mulți oameni să-i împing spre creșterea cailor de rasă frumos. Știi, de asta eu n-am o pereche a mea. Că atunci aș merge eu individual, da? Prefer, uite, cu tine, uite, eu am un cal, tu un cal, hai să facem amândoi. Bun, ce am cu tine, mai am și cu ăla. Hai, eu am un cal așa, tu nu așa, am și cu ăla alat, știi? Să fim, scopul e să creștem aportul de cai aici pe zona Bucovinii și să avem rase cât mai frumoase. Așa, știi? Și tot ceea, beneficiile să se împartă frumos, nu? Să fie toată lumea mulțumită, că da. Eu știu ce greu e să creștem cal, dar pe că avem 10 ori, cât avem, nu știm cât avem acum, numai dacă stăm un pic să... Ca ciobanii, hă? Da, dar ideea e că na, să câștigi tu și eu, să mergem la un eveniment împreună, să facem ceva împreună, tu ai un cal, eu am un cal, eu am caleașca, hai să-i punem, îți dau nu știu cât la sute, depinde de... Na, eu vin cu hamur, cu cai, cu caleașcă, cu așa, tu vii cu un cal, vii cu timpul tău care merge la nuntă, toate se împartă în funcție de câtă muncă depunem, știi? Dar trebuie să fii și tu mulțumit că ți-ai luat cal și cu tine mă ajut când am un eveniment, trebuie să fiu și eu mulțumit și... În asta constă colaborarea la noi. Foarte, foarte frumos. Eu puteam să-mi iau foarte... două perechi doar a mele, dar atunci deveneam individualist, știi? Și scopul e să facem ceva în echipă, să fim cât mai mulți, să ne îmbrăcăm cât mai mulți. Cum arată o gașcă de flăcăi, așa cum suntem noi, 3-4 băieți îmbrăcați național și cu cai și toți tineri și frumușei. Păi îți dai seama, la orice eveniment ne-am luat fața. Asta încerc să fac. Asta o monta băiatul. Deci că câte kilograme are... 980 de kg l-am cântărit pe cântar. Cântar de ăsta de mașină, știi, cu remorca goală și pe urmă cu remorca cu el. 980 de kg era diferența. Uite, viața lui. O montat e fericit. Ca oricare. Petrișorii mai supărat. De ce? Că nu știu că n-au mai montat. Nu, glumim. Deci, ne-am făcut noi așa un pic să... Pe când o fi nepoții noștri să aibă umbră la cai, am pus niște pradă în girtiu, molit, pin și nepeniș. Spate, dincolo, ăsta-i molidul. O să arate bine așa peste ceva timp, numai să se prinde. Da, sprinși deja. Sprinși, dar știi cum e, să nu intre oile, cai, să nu, că pe atunci se strică. Și apă nu poți o țără să vii, zi, că nu li dai, îți dau niște de astea cu drum. Hai, cât e sun, că văd că ăsta sună insistent. Nu știu cine, poate e drept om. Bun, pa, pa. Și vii oraș, și vin din șepurt. Dacă vin. Prezentăm o rasă din câini din ciobănesc bucovinean, are 4 ani, este cu certificat. De origine? De origine. Pe înțelesul celor ce ăsta, ce nu știu, pedigreu. Pedigreu. Așa. Îl are toată la zi, vaccinuri și vindem pui din ea. Ați avut ceva cățeluș acum, așa? Da, rețin. Când ați fost la Horod din de sus. Aia. Tot din ea am avut, sunt o fire mai energici. Aha. Față de ceilalți care... Foarte bună stână. Foarte și la paza gospodărilor, nu? Da. Părinții au fost
crescut la stână și de asta sunt mult, mult un pic mai energici ca față de ceilalți mai mari din rasa lor. Bravo! Încă, vă prezentăm o rasă din ciobănesc bucovinean, în vârstă de 7 ani, care are pedigree și toate vaccinurile și ce ține de el, toate sunt în, la zi. Cum te înțelegi cu el? Foarte bine, după cum se vede, un câine foarte ascultător și foarte loial. Aici, noaptea, dacă ar fi să le dai drumul, nu se apropie nimeni, așa-i? Nu, nu se apropie. Chiar și nouă ne este. A? Îi frică noaptea de, dacă ar fi să apuci? Da. Vă dați seama, când latră și așa, nu a pus să te înțelegi cu el. N-apucă să-ți recunoască vocea. Bravo, Iancu. Fiezi? Hai, Iancu. Dar nu? Hai, Mura! Șezi! Cine? Cine? Deci ăsta e un mascul de ciobănesc din Bucovina, e foarte apreciat la noi în zonă. E dintr-o linie veche, eu aveam bunicul meu, avea oi, câini și tot timpul dădea oile la munte cu tot cu câinii lui. Și e cam singurul care a rămas din ce-a crescut el, el nu vindea câini, nu făcea bișniță sau ceva de genul. Totul ce-a crescut, a crescut acolo, în curtea lui. Și am avut, când era mic, am avut un câine pe nume Hormuz, care e tata lui. Na. Și așa... A murit de bătrânețe și tot așa ne-am... Bun, și... Am mai departe. El... Pe el, o dai cu ea la muntă? Da, ei sunt familie. Noi aici avem câini cu cățea, în funcție de talie, de agresivitate, depinde pentru... Vedeți, sunt oameni care doresc un câini mare, sunt care doresc un câini foarte bun și mai agresiv. Vedeți, ceilalți de acolo sunt puțin mai mici, dar ăia percutează, deci ăia spirt. Ei sunt cuminți, sunt sociabili, sunt mari, sunt buni când e pază așa, dar... Mai bun la stână? Sunt mai bun la stână, da. Ceilalți sunt... Pază la gospodărie? Mai bine ca o alarmă. Dacă la alarmă s-o lua curentul, s-o terminat. La ei nu se ia curentul niciodată. Mm-hmm. O să vi prezentăm și pe ei. Oricum, masculul la expoziții pe unde am fost e foarte apreciat. E un ciobănesc rustic, cum ar veni. Din linia lui, nu e, dacă noi nu am umblat pe la expoziții pe de astea, noi am crescut doar aici, lumea o aprecia foarte mult să vadă varianta rustică a ciobănescului de Bucovina, știți? Acum toate s-a ameliorat, e consanguinizare, toate între ele, crescători, se obțin produși cât mai mari, cât mai mari și... Și na, s-au mai uitat unele aspecte la câini, uitați, vedeți, și pinteni, și blana, și tot, și... Da, ce să-ți mai spun? Ce ne mai poți spune despre caracteristicile rasei? Știți cum e, să vă zic ceva ce mi-a spus un bătrân. Fiecare rasă s-a format după o populație, de acolo vine și numele, da?
dacă la, de exemplu, la Asia Centrală, da, provine de Rusia, Asia Centrală, știți de unde provine. Ca să te înțelegi cum câinii de ăsta, trebuie să bei 1 kg de vodcă înainte, da? Exact așa se ciobănește din Bucovina, după oamenii din Bucovina. Sunt oameni buni, iubitori, calmi, blânzi, înțelegători. Lasă de la ei și cu ei faci treabă. Înalți, da, voinici, exact după populația așa sunt și câinii. Și în orice rasă, fiecare rasă e adaptată după o anumită populație, că din populația aia, din zona respectivă, e crescută. Ce am observat că tot timpul... Uitați cât îți de blânz, na. Vedeți cât îți de blânz. Puteți să-i puneți pisicul și nici nu-l bag în seamă. E tot salintat. La noi toate animalele salintate, toate jucăușii, toate trebuie să aibă ele atenție. Le trebuie atenție. Am tot observat de-a lungul timpului, cum am mai tot mers eu prin mai multe locuri, dar în general în Bucovina. De exemplu, să zicem, este un concurs de cai sau este ceva cu tradiții populare sau ăsta. Tot timpul oamenii de aici își aduc câinii. Se înțeleg toți frumos și prezintă tot timpul. Vă dați seama că e o mândrie pentru noi, pentru bucovineni, că până la urmă e rasa noastră, e formată la noi. Dacă nu știm noi să o dezvoltăm, altcineva sigur. Și de asta eu chiar încurajez și uitați, avem câini, avem canis, vindem căței, dăm căței, fără bani, dăm, doar să dezvoltăm un pic rasa noastră, oamenii să înțeleagă. Dacă suntem români, noi avem 4 rase românești. Avem ciobănescu de Bucovina, ciobănescu carpatin, ciobănescu mioritic și care e un pic mai răruț, dar sperăm să dezvolte, ciobănescu corb, de care chiar aș vrea să achiziționez și eu un exemplar, două, să le dezvolt în zona noastră a Bucovinei. Bravo, foarte, noi, acum, foarte momentan, fain. Ne axăm pe ciobănesc de Bucovina. Încercăm ceva cu Asia Centrală, că, na, ne-s dragi, sunt frumoși, culoare, un pic pentru pază, un pic mai agresiv, pentru zona noastră, pentru cai, ne trebuie ceva un pic mai rău decât ăștia care sunt foarte sociabili cu turiștii. Deci, anul trecut, de exemplu, turiștii sunau că dacă nu dăm drumul la câini, vreau să-și facă poze cu ei, oricine poate să vină la ei. Femeile sunt un pic mai agresive, că n-au, sunt mămici, ele trebuie să protejeze cuibul, da? Băieții-s băieți. Oricum îmi place tare mult exemplarul care este aici lângă tine. A fost apreciat și de... Și mă bucur tare mult că e de la bunicul tău. E crescut în curtea noastră, cum ar veni. Și a fost foarte apreciat și de cei care organizează toate concursurile astea de expoziții și câini și tot. Ideea e despre câinile acesta că e foarte apreciat în expoziție și tocmai pentru că nu a mai fost prezentat niciodată, că noi ne ocupăm mai mult de cai. Pentru câini, noi câinii de pază, de frumusețe și așa, de agrement, cum ar veni. Facem poze cu turiștii, plimbăm pe aici, cu păsănii, după caii care merg călare. Și acum ne-am făcut cura să mergem cu ei să-i vadă lumea un pic și în expoziție și exemplarul ăsta a fost foarte apreciat. Prezintă o varietate rustică a ciobănescului de Bucovina și toți domnii organizatori, președinții, asociații, toți au venit la noi să ne întrebi cum de așa un câine noi nu l-am scos încă. Păi nu aveam interes să-l scoatem, de acum o să-l scoatem, că adevărul să fim sinceri, nici noi nu ne-am dat seama de ce valoare avem. Pentru noi câinii sunt de agrement și să ne însoțească când plecăm în excursii călare. Acolo s-au adunat caii. Acolo e scandală. S-a adunat mica herghelie. Pentru noi chiar e mare. La câte exemplare avem, e destul de mare așa să le facem față cu toate. Și acolo în spate la domnul Petrișor e soția lui. V-am zis că la noi în țarc stau așa pe cupuri. Singurul care n-are perechi e asiaticul, dar încă e tânăr, o să-i găsim noi, îl mărităm, îl înzurăm, vedem. Tot așa pe culoarea lui. Tot pe culoarea lui trebuie să găsim. Am găsit chiar la Cluj o femeie. O să vedem cum ne putem înțelege cu domnul. Tot pe culoarea lui. Să-ți dai seama, Ostaca. Unii văd așa că zis mai adiciune. Ce e băiat? Asta cățală lângă Petrișor, să-mi bătaș cățală. Ok, făit aseară după... Aseară? Dar de azi dimineață ce credeți că a făcut?
Hai, bea. Hai, Gigi. Ia. Hai, Cleam, probabil de șală. Hai, gata, gata cu romantismul. Ce-au zis? Gata cu romantismul. Hai, da. Hai, Muran. Hai. Sus. Pe de parte bună, ca nu la ghiblană la iar. Ăsta moare, uite, dacă vezi, ăsta moare că nu l-am scos eu și cum i-am permis să scot eu la câini. Asta zice el. Hai aici, la muță. Hai la muță aici. De ce? Aici îl avem pe Ancu, un ciobănesc din Bucovina, dar e o variantă așa mai experimentală de când eram în facultate la Cluj. Am încercat să ameliorăm ceva rase și să facem un ciobănesc din Bucovina un pic mai iute. Vedeți că ei sunt mari, sunt corpulenți, dar dacă noi mergem cu caii pe dealuri, pe munți, ne trebuie ceva ca să se țină de cai. De exemplu, dacă ăștia mari, sunt momente când eu trebuie să opresc caii ca să-i aștept. El tot timpul e în spatele calului, nu contează că merg pas, trap sau galop, oricum aș merge, el e în spate. Și de asta ei sunt o linie un pic mai sportivă, o linie mai sport. Ca și pisicul. Eu am fost dresor de cai, cum v-am spus, în America, în Norvegia. Și în Norvegia, condiția au fost, dacă nu mă primește cu el, nu vin. Deci aveam așa un CV, un CV. Cu ce? Cu câinele? Cu Ian. Aveam recomandări și CV foarte, foarte bun și mi-am permis să îndrăznesc să pui condiție. Foarte fain. Prima dată mi-au spus că nu se poate și adică cred că au încercat. Eu am zis că nu se poate și a zis că nu, ne pare rău. A doua zi, gata, s-a rezolvat, puteți veni cu câinile. După recomandările din America, de la Jutmon Farms, aia puteți găsi și pe internet. Și cu avionul l-ai dus în America? Domnul transportat, a dus înapoi, ținut acolo, apartament, camera lui. Serios? Toate condițiile de avut. Atâta când avea mâncare din România, da? S-a adaptat el. Dar nu i-o displăcut mâncarea, că eu... Nu, deloc. Chiar alintat. Și un transport dintre ăsta, acum eu sunt curios. Să zicem, Bucovina, America. În preț de bilet, sau cum? Nu, Cluj-Napoca, în Norvegia. În Norvegia l-ai dus, așa-i? În Norvegia au fost, da. Păi totul a fost asigurat de proprietari, de cei care dețin ferma. Eu nu știu nimic, factură plătită de ei, doar ne-au trimis biletele. Și pentru mine, și pentru... Prietenul. Băia. El e alintat, el oricum, dacă plecăm cu caii și nu l-am luat, n-aveți de aici, cheauna aici, până dispărem din zare. Nu poate. Eu știi că îmi pleacă caii, trebuie să plece și el. Ia-mi tu, ai la tata aici, sus. Ăsta-i Beatul. Ăsta-i Beatul. Gata. Hai, șez acolo. Șez. Culcat. Culcat. Da. Hai sus. E bandit. Acum l-am învățat și pe cel mic să fie bandit. Să se învețe așa cu el. Prindi petișori sau stori petișori? Cum au rămas? Sus! Cum au rămas? Care pe care prind? Dar nu știu cum prinde petișori. Că vine și nu începe la altul.
aici ar fi, ăsta e harta. Am o să nu-i sar, așa. Că-l pricepi, la cai, la construcții, la orice, foarte mare. Ăsta e viparul lui Bucovinea. Început harte, că n-am... Ne-ai cizelat. Păi, el cizelat. Când ai muncă, nu-ți mai permiți să urmă ce nu mică, trebuie să muncă. E bine să ai șofer? Da? Atâta de bine să ai șofer, să nu conduci tu... Apoi na, la câți bani am în permis. Nu, glumim. Aici toți ne ajutăm între noi, v-am mai zis. Totul e pe colaborare, pe prietenie, pe omenie. Dă-l eu, n-o să nu... Aici ne prezentați un frizian. Doi armăsari care... Care se înțeleg foarte bine. El e barocul? Stau în același adăpost, dar vreau să zic că la ei avem autorizații de muntă, tot în regulă, pedigree. Tony, noi așa îi spunem Tony, în pașaport are un nume de Olanda, dar noi îi spunem Tony, provine dintr-un armăsar care a fost foarte mult ani de-a lungul apreciat la frumuseții, campion VOPK403, îl găsiți pe YouTube. Și Tornado. Tornado e el din ce rasă? Chiar așa e vine. În pașaport, e din sânge rece polonez. Dar tot așa e un exemplar deosebit, vedeți că rasa sânge rece polonez nu prea dă urmași pătați. Și atunci noi cumva suntem privilegiați și norocoși că avem așa un exemplar. Am mai văzut ieri în expoziție la un domn din Bihor. Cred că Bihor, care de fapt e din Bistrița Năsăud, nu? Nu știu dacă e domnul din Bistrița. Cu calul Vector? Nu știu cum îl cheam pe cal. Avea, da, la mașină avea și o ia păsură. O ia păsură lângă la remorcă, dar știm, suntem prieteni. Ai ideea că calul ăla e frumos în felul lui, al nostru în felul nostru. Depinde de client cum dorește și pentru montă mă refer. În ce sens vrea să amelioreze rasa și apa și cu ce să monteze. A noastră e un pic mai greu, ăla e mai finuț, mai elegant. Diferă trăsăturile de la un cal la altul. Da, oricum aveți niște exemplare foarte frumoase. Eu i-am remarcat și în trecut. V-am remarcat. Ați venit și la Cluj când a fost atunci ceva eveniment. Agraria, la... Nu. La facultate, da. Ați făcut acolo o paradă faină. Am terminat zootehnie, specializarea pe cabaline era culmea să nu vin dacă am fost unul din cei mai buni elevi în domeniul ăsta. Și na, domnul m-a invitat, ne-am înțeles și am venit. Nu puteam să nu vin, că de acolo am plecat. Știți cum e vorba, să nu-i zi unde pleci. Da, noi participăm la diferite evenimente. Prima dată, pe timpul verii, ne axăm pe nunți. Deci cam asta e primul plan. Avem caleașca albă, copertină de piele, se închide, se deschide în funcție de vreme. Avem cai frizieni, doi cai frizieni prindem. Nu e asta o problemă. Acum, în funcție de zonă, sunt diferite zone în care vor și alai de călăreți. Și la câți cai avem, ne permitem un alai foarte mare. După asta, pe timpul iernii, ne axăm mai mult pe sanie. Aici, în zona noastră, facem plimbări cu sanie, avem toți turiști. E o zonă destul de activă din punct de vedere turistic. Locația ta cu caii se află... Vatra Dornei, telescaunul Vatra Dornei, sus pe platou. Deci se află... aveți telescaun? Am vrut și noi să mergem, dar am venit cam târziu. Stână turistică pe timpul verii, telescaunul, restaurant, toate sunt aici incluse. Totul. Noi toți colaborăm între noi, știți, e o relație așa de prietenie. Pe lângă asta avem ponei pentru copii, pe timpul verii facem plimbări călare, turismul investor, putem merge pe un vârf, pe al deal, pe aici în zonă, în funcție de timp și de cât turistul își permite ca timp. Și de cerințele lor. Cum negociem și facem să fie bine pentru toată lumea, că și eu am crescut cu cai și fără cai
și mi-am dorit și nu îmi permiteam. Și acum eu pot să înțeleg persoanele care își doresc cu adevărat și nu își permit. Și noi facem traseul și pentru ei. Deci încercăm să găsim un echilibru, o cale pentru toată lumea să fie o înțelegere și să facem un parteneriat comun. Da, avem și evenimente în oraș, evenimente culturale, participăm la festivități. De exemplu, este un spectacol popular de folclor, unde noi deschidem în paradă, noi deschidem drumul tuturor participanților. Unde e asta? În Vatra Dornei. Și când va fi? Este un festival de folclor organizat în memoria profesorului Gabriel Moroșan. Și în deschiderea festivalului noi participăm la paradă. Evenimentul a fost acum vreo 3 luni, așa-i? Nu, evenimentul se organizează în fiecare an în luna iulie. Deci noi acum pe 18, 17, 18, 19 așteptăm iar evenimentul local, deci din zonă. Este o paradă frumoasă și de asemenea este un spectacol dedicat tinerilor dansatori din zona Dornilor și nu numai, vin participanți din țara noastră și chiar din alte țări. Este un festival de folclor dedicat tinerilor. Da, pe lângă festivalul de folclor, la care participăm an de an în memoria profesorului Gabriel Moroșan, noi deschidem parada, da? Deci este un festival pentru copii, tineri, adolescenți, informații din țara noastră și din afara țării. Iar un eveniment foarte important la noi în zona, în Vatra Dornei, este Porniți Plugul Feți Frumoși, un festival de date în șobiceiuri. Și, în mod normal, parada și deschiderea o fac tot ca ei bucovini. Deci, tot cu noi o să, dacă veniți, tot cu noi o să începeți festivalul acesta. După festival vin diferite formații din diferite zone ale României. Urșii de la Bacău, de exemplu, capile din altă parte, formații din zona noastră, formații locale. Aveți ce vedea, e chiar o atracție la noi în zonă în perioada respectivă. Asta e orașul Vatra Dornei și Caii Bucovinei tot Vatra Dornei. Vedeți, suntem toți dintr-o gașcă aici. Colaborăm cu stâni, colaborăm cu telescaun. Da, cam ce frumos, știți, oamenii cu pasiuni și dăruire, cam se adună între ei. Frumosul Gabi, tot timpul trage. Gabi, pe acolo, pe unde stâlpi ăia, acolo e telescaunul. Da, unde stâlpi ăștia galben. Galben. Jos e pârtea de schi. Deci, în timpul iernii, pe aici, pe unde vedeți dumneavoastră drumul, se poate schia. Ideea e că aici e intermediara, dacă vedeți că bănuța se vede un pic printre molizii ăștia din față. Da, da, o văd. Da, care doresc doar să schieze, iarna se pot coborâ acolo și de acolo e traseul de schi. Care doresc să servească ceva, mâncare, băutură, suc, orice, un vin fiert, mai urcă puțin. Aici sus, unde ați venit și dumneavoastră, la cabana telescaun. Aici ne-am... Da. Și aici la aici cumva în mijloc la... este stâna turistică, aici da. avem și noi cai. Nu, un pic, Gabi, nu, un pic așa. Aici la stâna lui domnul Vasile. Da, noi îi spunem Lică că... Domnul Lică! Ne permitem că e mai apropiat. Da. Domnul Lică! Domnul Lică, aveți o secundă? Da. Numai să vă vedem. El e domnul Lică. Uitați aici, domnul Lică. Cu el colaborăm, suntem, na,
Te apropiați de vârstă și de asta colaborarea merge foarte bine. Avem foarte bine. Să vă prezint și un cuțit. Și să vedem. Un cuțit, vreau cuțitul să... dumneavoastră e aici. Că chiar eu l-am folosit acum. Să tăiem ceva. De asta nu știam unde. Brânză și roșii. Un cuțit făcut manual. Vânătoresc. Vânătoresc. Cutia de piele. Lucrate tot manual, tot da, la zonă, tot de domnul Lică. Să vedem, să vedem cuțitul. Și vreau să vă mai prezint un cuțit ciobănesc. Briceag. Briceag. Are două lame, una de mâncat și una de pentru curățat la oi. Asta e de pentru curățat la oi. Aici are piedică și pentru când să nu, pentru calarmă. Siguranță, calarmă, da. Așa se ridică. Ăsta e sohacul de făcut la piele, la curea, la câini, la oaie, la un clopot. Se închide. Asta la întâi pentru mâncare, pentru mâncat. Și aici avem, la noi spune stricnea, pentru da sânge, la oaie, la o vacă, la zâmbrit, la cai. Care... Foarte, aveți un briceac foarte practic. Și sănătos, așa cum se zice. Da. Puteți să ne arătați un pic cuțitul? Să-l vedem. Cuțitul, da, cuțitul mare. Frumos cuțit aveți? Mai am acasă, dar da. Nu am la stână. Tot cu piedică, cu strihnea, numai doar numai copană, nu are două. Vă mulțumesc pentru prezentare. Mulțumesc și eu. Domnul Gabi, ne-am pus aici la masă, la masa asta foarte mare. Care-s două mese, de două fapt, mese mari. Avem loc să încăpem toți, cu prieteni, da, cu tot. Ia den. Oi, oi, oi. No, acum chiar îi ziceam lui domnul Vasile, legat de mesele astea mari, ce frumos ar fi ca tot timpul ăstea să fie ocupate numai de turiști care să aducă banii sus, aici la Bucovina, nu? Nu e vorba neapărat de bani, cât e vorba de omenie. Oricum sunt oameni care vin cu bani, oameni care vin fără bani, dar de aici nu pleacă flămâns, că omenie e pe primul loc. Uitați-vă, dar îl vedeți pe domn Vasile, el e băiat gospodar, așa. Știe are niște brațe, treaba. Are niște brațe muncite, ca și tine de altfel? E bărbat crescut la noi în zonă, cum suntem și noi de altfel. Și atunci noi știm cum să avem grijă și de un om cu bani și de un om fără bani, omenia e pe primul loc. Cam despre asta e vorba. Bun, bravo, noi ce oferim, bravo, în mare... Foarte, foarte bine ai punctat aici. Noi ce oferim în mare, pe lângă cai și telescaun și tot ce avem, noi încercăm să colaborăm între noi. Deci eu cu domnul Vasile colaborez pe partea asta de stână. Eu am câțiva turiști care doresc o masă, doresc un balmuș. Și atunci, uitați, domn Vasile, vă rog, ajutați-mă să facem pac-pac, să fie oamenii mulțumiți. Sau la dumnealui vin oameni special pentru un balmuș. Și atunci el spune, uitați, dar pe lângă asta noi oferim și echitații, și plimbări cu trăsura, și trasei, și ponii pentru foarte copii. Frumos, foarte frumos. Și atunci frumos. Încercăm pe cât putem să facem o colaborare din partea tuturor părților, ca turistul să plece de aici cu inima mare, știți? Bravo, foarte, foarte frumos. Cam ăsta e scopul. Aici vedem... Asta e un platou pe care domnul Vasile l-a organizat pentru foarte noi de prezentare, da, pentru noi să luăm o gustare rapid, cu jântiță tradițională, mămăliguță de cartofi cu brânză în ea, aici aveți urdă, caș și toate alte produsele.
că sunt mulți oameni interesați în ameliorarea ciobănescului din Bucovina și de acolo cresc exemplare cât mai mari, dar deja se uită rusticitatea lor și noi ne axăm mai mult pe creșterea genurilor câini familiari, câini din rase locale, deci crescuți, rasa e aceeași, dar din cuiburi locale, care cu siguranță fac față necesităților noastre, cum ar fi, dacă mergem, da, trebuie animale sălbatice, vin, când trebuie să execute, să fie pază, nu, nu. Ce se încearcă acum foarte mult să îi facă cât mai voluminoși, dar scopul nostru e să fie cât mai rațional, da? Ideea e să simtă, să apere, să păzească, să-și facă treaba. De asta e genul de câini ciobănesc, da? Domnul Vasile, aici văd că aveți 5 exemplare, unul e mai în spate. Ce bă? Hai, drăgăna. Hai, drăgăna. Așa? Foarte frumos. Genul de câini care nu sunt duși la expoziție, sunt doar crescuți exact pentru ceea ce îi menirea lor să fie ciobănești. Câini ciobănești să însoțească oile, turmele, sapere, cai, îmi place că, și tot ce avem în zonă. Îmi place că le-a spus ciucuri dintre aia roșii. Ciucuri roșii? Ce rol au ciucurii? Pentru lup. Lupul, când pentru ceva roșu, dacă are câini sau animalul, nu se apropie așa tare. Că... Nu se apropie? Da. Și jujurul știți pentru ei. Da, pentru ca să nu alerge. Pentru sălbătăciune, da. Să stea între oi. Normal, da. N-ar trebui să le pun, că ăștia sunt grei și nu sunt așa de care să prindă vânatul. Și să haituiască, cum se spune. Da, da. Da, da. Dacă nu avem jujei... Și ziceți că roșul ăla... Așa cere o colu, Silvic, așa e așa la noi. Da. Și ziceți că roșul ăla... Da, nu... Ați testat chestia asta? E și tradițional. Și pentru de ochi, și pentru... Aha. Da, da, da. De ochi în câini și... Na, așa e din popor, o vorbă, că nu se apropie lupul dacă ai ceva roșu, dacă nu neapărat la câini, la orice animal, ideea e să-i pui ceva roșu să fie la el. Văd că acolo aveți oițele, în spate, aveți și ceva capre. Avem și ceva caprițe, avem și mieluz, dar nu știu și la saivan. Oricum, câinii lui domnul Vasil noi îi spune în lică, că na, ne permitem, suntem apropiați, după cum vedeți, ei, dacă nu simt niciun pericol, toți își șez culcat și își văd. Da, aici eu zic că noaptea nu te poți băga. Aici n-ai oricum nu poți să vii, n-ai ce căuta. Dar acum că suntem cu dumnealui și nu prezentăm niciun pericol, și câinii liniștiți și noi toți. Și, știți, starea se transmite de la un animal la altul, de la om la animal. Câinii simte pe om, care e frică de câini, câinii îl simte. Nu, care nu e frică, latră un pic și nu... Zic că fără ei nu ați putea apăra turma. Ei fac treaba la noi în zonă, da. La pază și protecție. Ar fi culmea în zona Bucovinei să avem câini din altă rasă. Trebuie să vedem domnii ciobănești noștri. Asta apreciez eu la voi, că aveți grijă de rasa. Ideea e că suntem tradiționaliști. Ăla e bătrânul? Ăsta e bătrânul. Veteran. Păi de asta e așa, are nevoie de afecțiune, nu-i veteranul. Place că nu îl mângâi pe el prima, da. Câinii când ai o rană, dacă te linge, trece rapid.